Rusia ar putea înscena o operațiune sub steagul fals, posibil cu arme chimice, în cadrul invaziei în Ucraina. Este avertismentul care vine de la secretarul general NATO. Acest lucru va fi inacceptabil, susține Jens Stoltenberg. Totodată, NATO cere Chinei să nu ajute în niciun fel Rusia în războiul declanșat împotriva Ucrainei. Și tot în contextul conflictului din Ucraina, Alianța Nord-Atlantică se gândește serios să trimită mai mulți soldați în estul Europei. And we are concerned that Moscow could stage a false flag operation, possibly including chemical weapons. Tomorrow, ministers will start an important discussion on concrete measures to reinforce our security for the longer term. This could include substantially more forces in the eastern part of the alliance. We will also consider major increases to our air and naval deployments, strengthening our integrated air and missile defense. So China should join the rest of the world, condemning strongly the brutal invasion of Ukraine. China has an obligation as a member of the UN Security Council to actually support and uphold international law.